La știința de astăzi avem 6 puncte pe ultima de zi, și anume, 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiții proiect, dotarea unei încălziri în vederea funcționării ca centru tineret în comuna Cași de Subacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM pentru oprirea avansului pentru investiția dotarea unei încălziri în vederea funcționării ca centru tineret în comuna Cași de Subacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru achiziție bolului excavator pentru primăria comunei Cașin de Subacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM pentru obținerea avansului la investiția achiziție bolului excavator pentru primăria comunei Cașin de Subacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salvizare Bacău a orașului Comăniști. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Dacă îmi permite, doamna președinte, din motive de serviciu, vă rog tare mult, dacă îmi permiteți, cu acordul dumneavoastră, să mă retrag la ședință, că am o urgență la serviciu și... Da, m-a sunat de la Ocord, da? Da, m-a sunat de la Ocord, vine și domnul proiectant de la Institutul Proiectări. Avem o lucrare de finalizat, numărat 12, și trebuie să ajung neapărat la serviciu. Sunt de acord cu proiectul de hotărâre pe ordinea de zi, deci nu am nimic de comentat. Raportul de avizare o să citească domnul Zănescu. Ultimul punct? Apoi este acord la pitară? Da, deci cum... Sunt de acord și cu... Da, deci dacă sunteți de acord, dar să mă retrag. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. Propune. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cașin pe anul 2018 la venituri cu suma de 181.500 lei și la cheltuieli cu suma de 221.500 lei, după cum urmează. Capitolul 360250, alte venituri, cu suma de 72.500 de lei. La capitolul 480403, sume primite de la Uniunea Europeană prin finanțare, cu suma de 149.000 lei. Articolul 2. Cheltuielile bugetului local, cu suma de 221.500 de lei, sunt repartizate astfel. Capitolul 705, amenajări hidrotehnice, se majorează cu suma de 40.000 lei. Capitolul 74.02, protecția mediului, se majorează cu suma de 30.000 lei. Capitolul 67.05.02, cultură, recreere, religie, tineret, se majorează cu suma de 15.500 lei. La capitolul 84.03.01, drumul și produs, se majorează cu suma de 136.000 lei. Articolul 3 se aprobă lista de investiții pe anul 2018, actualizată cu propunerile noi. Articolul 4. Prezenta hotărâre se comunică pe vechiul județ Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentul buget contabilitate venituri, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunei. Articolul 5. Compartimentul buget contabilitate venituri va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. Practic este vorba, noi aici, în plața de jos, unde stau romii, știți că ei sunt conjurați de Prăhuța și Cașin. În anul trecut a fost făcut un deal, partea politică, care a fost distrus în 2016, viitura aia mare, care a fost făcut, atunci și-a făcut față de el. Dar acolo, probabil că 7 ori care acolo le rădea. Și acum, tot inițiativa, am propus să încheiem un excavator cu șinile mari, 24 mâini, să le facem înapoi digul acolo. Iar din acolo, pe Brău, ca și în stânga pe care a făcut ceilalți românii, ele sunt făcute conform proiectării, adică să fac pe care 3 etaje. Dar apa s-a înălțat în amonti, cum s-ar zice, Albia, și că vine ca și numai trece cu un metru peste gabioan. Și aia și mi-a avantajat. Nu rupi malul, și adevăr e bine că nu rupi de mal, dar trece tot din nou după așa. Și acum au gândit, spatele
gabionilor, la bumeriu, să nu afli că gabionul făcut de lapte român, îi facem noi un dic. Cei de lapte român, iată, cu doamnă, vreți, doamnă, părinte, ei arăt că nu au prins bani, nu știu, pentru a face dic, facem un dic ca apa, să nu mai treacă peste, dacă treci, tot nu ne avantajează, nici nu ne avantajează cu nimic. Și pentru asta am făcut la proiectul tehnic și am prins suma de 40.000. E posibil să fie mai puțin, așa cred eu, că nu o să fie 150 ori, o să fie puțin ori de lucrat acolo, dar îți va conta fiecare de lucrat, și câte ori lucrează, vă arătăm lucrare în lucrul ăsta, ce nu se vese eu, că asta e situația de lucrat. Și acum să vedem, eu sper că maxim 2 săptămâni, cel mult 15 zile, să fie terminată lucrarea și o parte și pe altă. Acum cât e timpul și intervin, dacă vin proiectul în aprilie și se umflă și cu etașca și noi pot lucra. Și atunci, și că de acolo avem solicitări el, cel puțin cel slabă, fiecare zi la primărie. Și o pot cumplă un pic cum ajunge. Atunci, băi, domnule, azi nu se face acolo, vine era cam așa, minună. E, dar timp până în inundație și e din greu. Mult de ei acolo, dacă ați văzut vreau să vă uitați în diara, vreau să pun sat sau... Și au modernizat locuințele, numai ce a fost. Și asta e un lucru foarte bun, au băi, au și ei, cum zic. Au un proces pe afară, foarte bine că dau înainte și nu au rămas la stadiul care erau acum vreo 10 ani. Deci, cam asta e. Și mai e rectificarea pentru achiziția bunului excavator și și dotare centru tineret. Pentru aceste două proiecte care avem în locul la fel Iași, trebuie să aprobăm valoarea, ca să îndeie avans, când o să îndeie avans și e 40% în valoare, și să avem scriptoare de garanții de la Fondul Garantare Statului, EGC-ul ăsta, Fondul Garantare, care dă o scriptoare de garanție asupra valorii, care noi vom împrumuta, care ne dă afirul, adică ei garantează banii care dă Uniunea Europeană, vor fi cheltuiți cum trebuie și acolo nu trebuie. Cu siguranță, așa se face, ca asta e procedura. Și, practic, noi ne costește bani de plătit la scriptoare de garanție, plătești, nu știu ce ziceam. În funcție de valoarea care se garantează, dar e procent. Și ar trebui că la drumul, când am dat pasul la drumul de anul 100 în iulie, am prezent că am dat vreo 150 de dolari, vreo 15.000 de lei, o scrisoare de garanție. Fiind valoarea foarte mare de rând de euro, nu avansul de 17 miliarde de bani vechi, cam acolo la vreo cent, timpul acesta fie valori de mic. Dar a fi unul de avans, fără această scrisoare de garanție. Așa, astea sunt regulamentele, trebuie să ne conformăm ca să facem treabă să mergem înainte. Raport de avizare. Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economică Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, consideră că este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în formă prezentată. Da, mulțumim. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție prin dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașin, județul Bacău, în suma de 56.940 de lei, din care valoarea eligibilă 21.786 de lei și neeligibilă 9.815 lei, fără TVA, conform contractul de finanțare numărul C192007-4C206-1040011 din 6.02.2018. Propune. Articolul 1. Se aprobă valoarea de investiție prin dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru tineret în Comuna Cașin, județul Bacău, în suma de 56.940 de lei, din care valoarea eligibilă 29.786 de lei și neeligibilă 9.815 lei, fără TVA, conform contractului de finanțare mai sus amintit. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezentă o zără primarul comunicat județul Bacău, compartimentului tehnic, compartiment buget, contabilitate, venitul și prefectul județul Bacău. Deci asta este valoarea centrului tineret de la dotării, centrul tineret de la Curița, asta va fi în școala de la Curița, la etaj. Școala acolo este modernizată, numai că trebuie să plătăm cine două secretații cu... Știți de ce vorba, da? Da. Am rezultat, știți de ce vorba acolo. Este vorba de instrumente muzicale, unde se va preda pacient cursul de muzică, structură, pictură și luata ora, corect. Raport de avizare. Comisia pentru Programele de Dezvoltare
dezvoltare economică sociale, buget finanțial, lucrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție, dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Caș, în județul Bacău, în sumă de 56.940,83 lei, din care valoarea eligibilă este 29.786,44 lei și neeligibilă 9.815 lei, fără TVA, conform contractului de finanțare numărul C19-20-07-4C-20-66-10-40-00-11 din 602-2018. Consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în formă prezentată. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea PNGCIFM pentru obținerea avansului la investiția, dotarea unei clădiri, vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Caș, județul Bacău. Propune. Articolul 1. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea PNGCIFM pentru avansul de 49%, respectiv 14.595 de lei, din valoarea eligibilă a contractului cu număr 192.0074C-206-610-4011 din 6.2.2018, în valoare totală de 56.940 de lei. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezența autorului primarul Comunei Caș, județul Bacău, compartimentul tehnic, compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice și prefectul județul Bacău. Raport de realizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea PNGCIMM pentru obținerea avansului la investiția dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Caș, în județul Bacău. Consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte în formă prezentată. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru o achiziție de excavator pentru primăria Comunei Caș, județul Bacău, în suma de 328.703,75 lei, din care valoarea eligibilă 271.567,25 lei și neeligibilă 4.653,24 lei, fără TVA, conform contract de finanțare numărul C192.007.4X206.610.4001 din 6.2.2018. Propune. Articolul 1. Se aprobă valoarea de investiție pentru achiziție bună excavator pentru primăria Comunei Caș, județul Bacău, în suma de 328.703,75 lei, din care valoarea eligibilă 275.567,25 lei și neeligibilă 4.763,24 lei, fără TVA, conform contractului de finanțare mai sus amintit. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei Caș, județul Bacău, compartimentul tehnic, compartimentul buget, contabilitate, venituri și prefectului județului Bacău. Raport de realizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru achiziționarea buldoi excavator pentru primăria Comunei Cașin, județul Bacău, în sumă de 328.703,75 lei, din care valoarea eligibilă 271.567,25 lei și neeligibilă 4.653,84 lei fără TVA, conform contractului de finanțare numărul C19-20-074X-20-66-10-40-001 din 602-2018. Consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în formă prezentată. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea PNGCIFM
pentru obținerea avansului la investiția achiziției bun de scavator pentru primăria comunicației de Subacău. Propune. Articolul 1. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM pentru avansul de 49%, respectiv 133.070,05 lei, de valoare eligibilă la contractul numărul C192007-4X2066-104001, din 6-2-2018, în valoarea totală de 328.703,75 lei. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezent autorului primarul comunicației de Subacău, compartimentul tehnic, compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice și prefectul județului Subacău. Raport de realizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM pentru obținerea avansului la investiția achiziție buldo-excavator pentru primăria Comunei Cașin în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem în Consiliul Local să-l adopte în formă prezentată. Bun. Mulțumim. Acum să la un punct mai sensibil, la care vă rog mă scris foarte atent. Domnul Mărică, domnul Mărică, fii atent, știți? Dacă nu ați, o să fie atent, fii atent. Până o să votați și o să ziceți că ce-ați votat. Ce-am votat. Deci, mă refer încă o dată. Este punctul 6, nu este sensibil. Fiindcă asociația de dezvoltare prin comunitate cu stabilizare adins Bacău este formată în 90, la care mie nu suntem și noi. În urmă cu câțiva ani s-a dat hotărâri prin care se face parte din adins, au dat-o și Comăneștiu, au dat toate localitățile care fac parte acum din adins. Urmă, tot noi, de restul care au urmat, am aprobat și caietul de sarcină a DIS-ului, când s-a delegat gestiunea stabilizării către Comunitate, și am aprobat toate celelalte. Acum, la Comănești, e situații mai aparte. Ei au avut un proiect european, primarul acolo și Consiliul Local, după etarii selectiva deșeului. Am venit să fac o situație de transfer acolo, de etarii, au tot. Cum au știut Mănăstirea Cașin? La noi, Mănăstirea Cașin, norocul sau nenorocul nostru a fost că, în momentul când a fost în discuție atribuirea listei pentru operatorul regional unic, la noi a ieșit din monitorizare. Deci, proiectul nostru nu mai era monitorizat, deci a ieșit din 2005 ani. Proiectul nostru la Mănăstirea Cașin, care a avut cu Consiliul și avea cu prezența noastră. Din coace la Comăniști, se pare că nu ar fi așa. Și este o înțelegere între primăria de acolo, primar de acolo și Consiliul Local de acolo și conducerea listului Bacău. Știți că noi avem o taxă de salubritate specială în notările Consiliul Local, așa au toate unitățile, mai puțin Comănești. Ei sunt de acord să rămână în adis, membri în adis, dar vor cu noi să fie luat la tonă. Pe partea avantajează, mai ales la oraș și zic că au avantaj. A dezavantaja cei de la comuni, la țară. Chestiunea asta. Atunci, vă spun cu scuza lucrurilor. Acum am experiență și viceprimar și primar, dar aproape al doilea terminul și al doilea mandat. La țară, ce puțin din măvara, tonajul de comuni se dublează. Știi că oamenii nu sunt destul de educați în chestiunea comunii, pune irumecuși la comuni, aduce cenușa, aduce frunze. Crengi. Știți că punem noi la cașe, la Vițetul Vii, cu Răciugul sau așa mai departe. Că ce aruncă la comunii orice. Chiar când am avut serviciul celor trecut, când era vânzare de bani la Starcuri, aduceau lângă școală și avea porci și ducea cu noi la porci și băga în tobelor. Asta e. La trage la cântar. Ca să nu scântări, a spus trage la cântar. A disminuit a fost această solicitare numai nouă comunicașin pentru a face proiectul de excludere a Comăneștiului. O să vă citesc ampli solicitări și ne-a făcut și Comăneștiul. O solicitare, primăria de acolo, și o... în punct de vedere a lor. O să vă citesc prima dată pe Comăneștiul și o să vă citesc și ce a zis. Adică, dumneavoastră ca să fiți bine informat. Este o decizie destul de grea, zic eu, de cazul că și noi suntem membri. Putem și noi să ajungem, știu eu, peste un an, doi, în această situație.
Păi excluderea unui membru, să știți că are execuțiuni financiare. Cel care va fi exclus va plăti. Deci nu e atât de simplu și de ușor. Trebuie să analizăm foarte bine. Haideți să vă citesc ce au dat Comănești. Analizăm foarte bine să fim atenți la ceea ce facem. Acum și mie excluderea lui, dacă îi blochează proiectul, și nu va fi la celular 2, în după noi, va fi blocat în județul Brașov și va rămâne... Deci situația este foarte complicată, după cum îmi vedeți. Adică nu este joc simplu, nu este nimic politic, deci eu nu fac politică în asta și vă rog și dumneavoastră la fel să nu faceți politică din această chestiune, că s-a primit telefoane, la unii ateu să intervine politic, la alții nepolitic și mai departe. Nu, eu am răspuns clar. Și cu ei m-a sunat, de o parte, a zis, doar nu fac politică cu noastră. Eu, la casă, îndepărat, fac administrație. Voi face politică peste 2 ani. Și în ce să fac politică în 4-4 ani? Și vezi 4 ani să fac administrație ca să funcționeze, să funcționăm cu 3. Că dacă poți face politică în orice, că așa, nu o să îi asumi bine. De-aia, e țara cu ei. Având în vedere, adresa a zis, Bacău, numărul 577-3-2018, prin care vi se solicită aprobarea excluderii orașul Comănești din asociație, supunem atenție Consiliul Local următoarele motive legale pentru neadoptarea unei astfel de hotărâri. Deci, vă citesc asta, fiindcă cei de la Comănești, în altă să o citim Consiliul Local, de fapt, de domnul Consiliul Local. Deci, au obligația, chiar și doar să fie obligați, poate că acolo și lucrul ăsta. Deci, hotărârea asta, dacă vă zice cineva, doar zice, ce ai hotărârea la asta. Suntem obligați, eu, hotărâre oficial, trimis să legislat la noi, oamenii luau ca să duci la mușca Consiliului Local, la locul 1, vreau să știți cei care decide și votați, primar propun, dar vreau să știți cei care votați. Așa, următoarele motive legale pentru neadoptarea unei astfel de hotărâri. Prin HCD 30 aprilie 2018, Consiliul Local al orașului Comănești a aprobat atribuirea contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalației deșeuri municipale din județul Bacău către asocierea SCP COSUD SA București. Deci, SCRIC, Sorting S.A. București, Sfece Antuna, Servimob, SRV București. Astea, deci, la Bacău s-au făcut în fondul european niște celuri de depozitare a vânării. Acele celuri se fac în fondul european, ce faci și în hotelii servicii, dar în fondul trebuie să scoți la licitație pentru gestionarea lor. Și firma asta de București, Sfece Posut, cu asociate, deci, au câștigat licitația pentru concesionarea celului. Aprobarea acestui contract a fost efectuată în acord cu prevederea actului adițional numărul 1 la documentul de construcție privind modul de implementare a contractului SIMDS în județul Bacău și a asumat de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalației deșeuri municipale în județul Bacău, documente aflate în vigoare și în prezență. Motivul aprobării contractului de delegare în acord cu cele două acte emise de către ATIS Bacău împreună cu cele 94 de OAT-uri, este că orașul Comănești a implementat și derulează un proiect european de succes în speță, Ecovalea Muntelui, sistem de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor prin stația de transfer Comănești. Acest proiect este funcțional și la momentul ființării ATIS Bacău, asociația integrând acest proiect în SMIDS, așa cum au fost implementat de orașul Comănești cu fondul de la Uniunea Europeană, el fiind funcțional și prezent. Menționăm că în prezent stația de transfer Comănești este singura entitate din județul Bacău care colectează, sortează, reciclează deșeuri sortate și transferă deșeurile rezultate la groapa de gunoi conform normelor standardelor europene. De asemenea, amintim că în momentul inițierii licitației pentru atribuirea unui contract, produceau efecte juridice actul adițional numărul 1 la documentul de poziție și studiul de oportunitate aprobat simultan cu documentația de atribuire, de aici rezultând și obligativitatea Consiliului Local la orașul Comănești de a aproba contractul de delegare a gestiunii instalațiilor către operatorul județean. În conformitate cu prevederile scrisurilor emise, aprobate de trei OAT-urile, membrii ADIS, de însăși AGA, ADIS Bacău. Ținând cont că motivul pentru care ADIS Bacău solicită membrilor asociației, expunerea voastră Comunești, conformitate cu prevederile articolului 12, aliatul 4 din statutul asociației, vă supunem atenție faptul că în orașul Comunești nu face obiectul acestui articol, deoarece a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații în acord cu documentele legale emise de către ADIS aprobate de către UATU și care ar fi trebuit să stea la baza licitației de atribuire a contractului. Urmarea celor prezentate mai sus, vă comunicăm faptul că orașul Comănești și-a respectat toate obligații rezultate din calitate de membru ADIS Bacău, implicit aprobarea contractului de delegare a gestiunii instalației conform documentelor care au stat la baza licitației, motiv pentru care, în situația în care veți aproba o hotărâre de excludere a orașului Comănești din asociație, ne rezervăm dreptul de a apela la instanța de judecată și de alte instituții competente. Considerăm că excluderea orașului Comănești de către ADIS ar însemna un abuz la care vă rugăm să nu luați parte.
Vă asumăm toată considerația noastră cu respect primarul orașul Comunești, economist Viorel Mirov. Deci asta este poziția lor. Ei au transmis-o că deputatul UAT. Ați ascultat despre ce este vorba, v-am zis că iau un proiect european separat, până i-au și semnat, văd, contract cu depozitul pentru depozitare. Ei sunt singuri, într-adevăr, în licență, cu noi, ca să fiu, ca să transfer la unul, care n-a mai fost făcut undeva, la TMO-ul, dacă știți, la TMO-ul, care a lucrat pe la somnul, știți, acolo nu mai e nimic acum. Nu TMO-ul, TMO-ul 2. TMO-ul 2. Ce nu e? Nu mai e nimic. Nici moruzul. Au drăbat tot acolo. E un câmp liber. Ei, acolo a făcut o stație transfer, așa era prins un master plan pe proiectare, dar nu s-a făcut nici în ziua ta. Această stație transfer ce implică? Colectare, selectare și va ajunge la rampa de gunoi, numai deșeu, practic, atunci când a fost acolo și atunci când a fost acolo și până anul, scade. S-a făcut, dar nu s-a dat drum. S-a da? Construit tot, făcut absolut. Da? Da. Și nu s-a dat drum. Da? Eu ziceam cum s-a făcut, s-a făcut. Am construit, plătit, da? Da? Fazii care acum a fost. Bine, care-i fazii? Încercuit, luat un pregru. La care-i fazii bun, da, nu funcționează cum e. Dar nu e bine ca eu, da? Băi, e bine, băi, e direct acum, eu sunt aici, eu sunt. Da. Cum ați... Aici este bunul citit. Dar un citit și aici. Deci, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru Solidaritate Bacău, da? Către toate UAT-urile membri ale Bacău. Atașa prezenția presiei de că ai găsit proiectul de construcție local privind aprobarea expunderii UAT-ului oraș Comănești din cadrul ADIS Bacău, în temeiul prevederilor articolului 12.4 din statutul asociației motivat de faptul că UAT-ul oraș Comănești prin așile 3 din 30.3.2018 nu a aprobat contractul de legare care urmează să fie încheiat cu operatorul destinat câștigător. Deci aici este o problemă. Că, conform asociației, toți membrii trebuie să aprobă că se deleagă ceva. Dacă un membru nu aprobă, atunci sunt și nu. Stimă în continuare. Ei cu majoritate, să fără majoritate. Deci ei nu au aprobat asta, dar în schimb au făcut ei, cum își direct cu contractul. Așa. Rezultatul urma procedurii de atenție publică de tip licitație deschisă, trebuie de a dizbacă un numele și pe seama UAT-ului, membre, iar operatorul desemnat câștigător este asocierea FCP-COSUD, ESA București. Autoritatea deliberativă a orașului Comănești a aprobat un alt contract de concesionare pentru delegare de gestiunii serviciului de operare instalați deșeuri municipale în județul Bacău, fără față de cel rezultat ca urmare a desfășurării și finalizării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiunii serviciului de operare instalați deșeuri municipale în județul Bacău, aprobat de toate celelalte unități administrativ teritorial din județul Bacău, în fapt, a fost aprobat în ASL un alt contract de legare decât cel care urmează să fie încheiat de către ADIS Bacău în numele și pe seama membrilor cu operatorul desemnat câștigător. Subliniez faptul că varianta finală a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale de județul Bacău, care trebuie prealabil aprobat de Consiliul Local al orașului Comănești, înainte de aprobarea hotărârii AGA ADIS Bacău, este rezultatul finalizării unei proceduri de atribuire inițiată prin licitație deschisă, în vederea atribuirii contractului de concesiune cu obiectul de legare pentru concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeu în județul Bacău. Aici e vorba după CPD, ce înseamnă asta scopul care este compusia. Organizată și desfășurată de către Asociația de Dezvoltare și Comunitate de Stabilizare Bacău, în calitate de autoritate contractată, în baza mandatului acordat la TSS de către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău prin autorităților deliberative. Solicitarea UAT Comănești, viitoarea dată de către operatorul de colectare de transport deșeuri al orașului, efectiv TCE Ecovarea Muntului SRL, a contravalorii calității deșeuri către asocierea TCE, asocierea Ecosud, ESA București, lidera asocierei, este expres interzis în cadrul contractului de legare prin toți operatorii de colectare și transport deșeuri prin județ. Aprobarea autorului consiliului local UAT Comănești, care modifică un contract a cărui variantă finală rezultată din finalizarea unei proceduri de atribuire inițiată licitație deschisă, care a avut la bază o documentație de licitație aprobată de toate unitățile administrative teritoriale, prin autoritățile deliberative, din care face parte secțiunea FAP. Condiții contractuale. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, însușită de ofertant, completată cu propunerea tehnică și cea financiară a ofertantului, de care a câștigător și calificările publicate în SIAP, are drept posedință.
Asociarea Dezvoltare Intercomunitară Cristalizare Bacău se află în imposibilitatea încheierii contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații de deșeuri municipale de Bacău cu asociarea SCR Consum din București și în consecință nu poate respecta mandatele acordate în acest sens de toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău și nici dispoziția articolului 88 litera de legea 102/2016 și ale articolului 81 din hotărârea Guvernului numărul 837/2016 fiind pasibile de plata unui despăgubire atât de unități administrative teritoriale cât și că de ofertantul declarat câștigător. Consiliul de Seam Bacău implementează proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide de Județul Bacău cu valoare totală de 148.508.333 lei, finanțat din fonduri europene, de rambursabile, în cadrul programului operațional sectorial mediu 2007-2013, axa prioritară 2 post mediu, dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istorie. Contaminate istorie? Da. Având în vedere faptul că activitatea de depozitare a deșeurilor în celula 1 va agita, inevitabil, perioada de viață următoare, am înțeles că în celula 1 se va agita mai. În mai sfârșit. În perioada de viață următoare, din cauza atingerii capacității maxime de depozitare, pentru că în fondul municipiului Bacău este unicul depozitor din județ, este imperios necesară încheierea contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, cu asocierea SCT Consult, în timp util pentru a se putea asigura continuitatea depozitării deșeurilor colectate. În caz contract, în absența aprobării prin hotărârea AGA din Bacău, care necesită în mod obligatoriu, conform prevederilor statutare, acordul exprimat prin așelia tuturor membrilor, și în puternicirea expresă a reprezentanților membrilor de a vota în cadrul ANA, a atribuit și cheie contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare de deșeuri municipale de Bacău cu asocierea Ecosud Estat București, operatorul de sistem certificător se baza în posibilitatea înfășurării depozitării deșeurilor în celula 2 și operării instalațiilor de deșeuri, stații de transfer compostare sortare, cu asocierea fiind o situație de criză care ar afecta tot sistemul de salubritate cu impact asupra populației din întregul județ. Imposibilitatea semnării și legării contractului de delegare a serviciului de operare instalații de deșeuri municipale județul Bacău poate avea ca urmare aplicarea unei corecții de 100% la proiect Consiliului Județean Bacău cu obligația returnării tuturor sumelor primite ca finanțare din partea Uniunii Europene. Totodată, va reaminti prevederile statutului adic Bacău incidente în materie. Articolul 12. Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluziei din asociate conform prevederilor prezentului articol. În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare și urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract, indiferent ca retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare, acesta va fi exclus din asociat. Președintele asociației va convoca adunarea generală cel mult 30 de zile de la data care s-a luat conștiință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărâi excluderea din asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun în contractul de delegare special cu privire la investiții, în conformitate cu prevederile contractului de delegare respective și va hotărâ modificarea corespunzătoare a prezentului statut și actului constitutiv la asociație. Este asimilat refuzul de a delega gestiunea serviciului și neadoptarea în două ședințe consecutive ale autorităților imperative și a respectivului asociat, autorând de aprobare de legări gestiunii serviciului către operatorul desemnat din alte motive decât un vot negativ. Orice membru care se retrage sau este exclus din asociație este obligat să plătească sumele corespunzătoare investițiilor, modernizarea de adaptare bunuri noi, indiferent dacă sunt extinse sau înlocuite, din infrastructura aferentă serviciului delegat de care a beneficiat pe durata cât a fost membru asociat. Sumele prevăzute ca despăgubiri în contract de delegare. Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform articolul 21 aliatul 2 din ordonanța Guvernului numărul 26/2000, aprobată cu modificări și corectări din legea numărul 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competențelor privind serviciul conform mandatului competențat de către asociați pe prezentul statut. Atribuțiile adunării generale a asociației cu privire la asociate proprie sunt modificarea actului constitutiv a statutului asociației, aprobarea primirii de noi membri în asociație, a retragerii și excluderii unor membri din asociație, orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut. Atribuții adunării generale a asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociație conform articolului 5 aliatul 2 sunt
să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a serviciului. Să aprobe următoarele documente elaborate și prezentate de Consiliul Director conform articolul 23, alea 23, de prezentul statut. Studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii a celor activități componente ale serviciului privind colectarea deșeurilor, transport, acestor și colectarea statului transfer. Deci aici îmi spun exact ce se întâmplă. Deci, ca să delege contractul, ca să facă contractul infosus, trebuie ca cel 94 UAT-uri să fie de acord de hotărâri după sindocat pentru a delega. Acum, dacă nu s-a face contractul cu ecosutul, va rămâne imposibilitate. Deci, gunoiul va, în prețul va avea multe depozite de deșeuri. Excluzia comuneștului, atunci ce înseamnă? Dacă comuneștul va fi expus în granțiți, va suporta niște cheltuieli, niște bani. Deci, ca să rezumăm. Deoarece a aprobat contractul de legare de spune de operare instalații în acord cu documentele legale emise de către ADIS și aprobat de către UAT-urile și care a fi trimis de la bază și de asemenea contractul. Deci eu nu mai înțeleg asta. Vreau să înțelegeți? ADIS spune că în HDF 3 ei nu au aprobat. Așa ei spun că au aprobat. Practic, ca să rezumăm, sunt două variante. Excluderea sau nu. Care sunt consecințele? Dacă le excludem, ce acum, se întâmplă cu noi? Dacă nu le excludem, ce se întâmplă? Eu propun că astăzi ne abținem, că cerem clarificări cumărești, deci nu o trebuie să fost locat. Să vedem și eu, băi, ce spune? E adevărat că o spuneți voi? Sau e adevărat că o spunea deci cu voi nu ați dat, ați dat urmă pentru voi și n-ați dat în cadrul proiectului, în cadrul adevărat. Ei zic așa, încă o dată vă citesc. Ținând cont că motivul pentru care ADIS Bacău solicită membrul asociației excluderea cu orașul Comănești, în conformitate cu prevederea articolul 12 al articolului 4 pentru asociație, fac scriptul mai de aici. Da. Ce mi-a fost. Vă spunem atenție faptul că orașul Comănești nu face obiectul acestui articol, deoarece a aprobat contractul de delegare de spunii serviciului de operare instalației în acord cu documentele legale emise de către ADIS și aprobate de către OAT-ul și care ar fi trebuit să stea la baza licitației de atribuirea contractului. Ați citit răspunsul primării Comănești, care ei spun că nu... Nu, informația care o face Comănești. Sau informația care... Din coace aș spune că ei nu au aprobat, la ședințele, ei nu au aprobat ceea ce noi am dat. Și ce noi am dat? O dată cu da. Pe care a fost de acord cu delegarea gestiunii către... Asta, depozitare către ecosut. A concesiunului către ecosut, a depozitării. Acum nu mă înțeleg, deci ăștia spun într-un fel, din coace ar spune altceva. Să ne rămâne asta, mai bine. Eu citesc ce spun. Prin naștere numărul 3-2008 și Consiliul Local Orașul Comănești a aprobat atribuirea contractului concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații de șeuri municipale de Bacău către asocierea SCE Posut, ESA București, SCE și ceilalți asociați. Da. De asta și cere să fie excluși, ca să nu fie trași. Nu, deci cum aș zic,
Zic, nu vreau să faceți cum vreți, nu vreau să vă influențez în niciun fel. Să ne, să vă abțineți acum, să solicităm orașul Comănești, hotărârea cu Consiliul Local, să o avem și noi. Da. Și ce ziceau următoarele, dacă e cazul, după ce au luat o decizie, dă-i excluzii sau... Da, da. Dar avizul vor să-i explode doar pentru faptul că nu s-au înregistrat. Dar ce se întâmplă? Eu am văzut cum am urmărit aici. Pentru delegarea concesiunii către operatorul ăsta care e mai costos, trebuie aprobarea tuturor AFE-urilor. Sunt 94 AFE-uri, toți se reține. Unul dacă s-a abține și nu dă, se blochează, deci adizul nu poate să fie băi, deci fac o dragă cu costosul pentru depozitare. Într-adevăr, informații care sunt cu județ, celula 1 va fi închis cu unul la urmă. Deci, și va fi plin. Și atunci, gunoiul de județ nu mai are unde să fie dus. Decât în celula 2, care a concesionat-o ăștia, e costul 20 asociați. Și pentru asta vreau o hotărâre. Atunci spune că nu au dat hotărâri. Când hotărârea asta e practic, nu a aprobat, îi spune că a aprobat. Și acum noi nu avem o hotărâre în față. Eu zic că să... Da. Poate n-au ajuns la fi, sau nu? Da, da. Eu am lipesc, eu am lipesc, că nu comitește de vădărârea lor. Și Comăneștiul te roagă să nu fie excluși. Da. Păi dacă... Vă va deja au ceva la masă și eu. Dar văd că e... Deci... Da, nu. Dar e posibil că fie excluși, va da și banii înapoi. Banii care au fost compuși în spini, să nu fie excluși. Da. Și spune vorba aia, unul pentru toți și toți pentru unul. Deci nu merge, nu-i cu, aici nu este cu cine a spus unul. Deci nu există lucrul ăsta. Toți de fapt este de acord. Dacă unul nu este de acord, nu merge. Lăsăm până când se lămurește treaba. Ei spun într-un fel că da, din cu aici, acum eu am început ceva, că iau un alt serviciu, Comănești. I-am avut un fond de lucrări cu alt proiect. Și practic a aprobat delegare de costul, dar pentru serviciul lor. Cum arată? Păcă noi din coace nu avem un singur operator, vă rompiesc. Ceilalți 93. N-a fost stipulat în contract. Ca să vă dau stipul românești. Retragerea aceasta cu tu oameni. Deci, practic, ei au aprobat că de costul, dar cu serviciul lor. E cu Baiabundi, dar nu cu rompiesc. Da. Fiindcă operatorul unic a Adisului, pe Bacău, e un prieten, în mod și localități. Ei nu s-au mai dus prin Adis. Nu, ei s-au dus singur, pe proiectul lor. Acum am spus că... Și e posibil să aibă, și e posibil să aibă contractul ăia. Acum, povestea, zic că este foarte complicată. Și dacă aduce la ecosultăță, la vei duce bunul ăia acolo, ia nu-i. Vă dați seama. Și dacă se ajunge la penalități, că să dăm porți penalități, ia nu-i bine. Din coace ne vin niște tuboraș Comănești, să fii pus la plată. Va da în judecat, nu știu. Acum vă spun, am întrebări cineva să spun o observație și o merge. Și observați că mi-a făcut-o, aveam eu niște dubii asupra justiției. Eu spun că am întâlnit instituția română, dar nu știu ce, prin instanții, să dau niște decizii cu doar că trebuie să fie. Așa că nu știu dacă va câștiga sau nu Comănești în instanță când va da în judecat în tot ce era. E posibil să câștigi și cam... Proporția de chiu, părerea mea, cu fizicirea sunt nu câștigi. Sau să câștigi, depinde. Depinde cum judecătorul de caz. Că e inima. Judecătorul spune legea, în felul că eu am avut, noi am probleme și spune la poliția. Și am trimis memorie la toate instituțiile, respectiv Ministerul Justiției, la doamna Apuța Chiove și la, mă rog, la toate instituțiile de stat, la CSM și răspunsul a fost clar. Așa au judecat judecătorul, așa au văzut ei rămânii aia o trebuie. Așa au văzut judecătorul. Pe care nu le-am motivat, dar domnule, n-am judecat, adică a fost o eroare, nu zice că a judecat. N-am judecat bine. Da. El a fost o eroare cu anumite documente false de acolo. Păi așa au judecat judecătorul, așa aia rămâne. Păi să va schimba și legislația în funcție de vedere, cumva, da, pentru judecătorii, așa va fi și cu cazul cu Mărești, dacă vor da ei judecat. Nu știu.
ce să zic, dumneavoastră hotărâți, deci atunci ce putem face? Ei au dat hotărâri, că au dat caracterizuri de niciun și au și făcut hotărâri cu Microsoft-ul. Din coace, ca tot fiind membri, dacă un membru nu dă hotărâri, noi și la nu putem face, adică nu. Adică nu poate face, de fapt, hotărâri cu Microsoft-ul numele nostru. Iar nu-i bine nici așa, nu-i bine nici mers. Adică... Dar trebuie să ne gândim la noi. E mai aproape de firma mea. Acum vă pun o întrebare dumneavoastră. Dacă noi eram invers... Hai să luăm și așa. Deci eu nu vreau să vă sfinteți nimic. Dacă noi eram în cazul lor, oare aici făceau? Nu știu, mai bără, nu știu. Adică vă spun o chestie, eu m-am îmbolnăvit cu nervi prima dată, acum câțiva ani în urmă, era de serviciu comun. Avea serviciu la Mărzuia ca și la un loc. Și noi, practic, aveam, nu plăteau oamenii și am rămas cu și datorii. Și ne-a blocat în timp de vară serviciu și am fost nevoit să iau tomberul ăla și să fac o muncă de m-am îmbolnăvit cu nervi. Deci eu de atunci m-am puțin ceva îmbolnăvit, vă spun. Și știu cu ce am trecut. Acum să ajunge iar cu omul, nu interesează, cum sincer, omul, ales cei care au plătit, că chiar vreau cum a fost colectarea foarte bună, chiar am colectat foarte bine, că unii bani deci plătesc în 31 martie. Deci s-a casat extraordinar de bine, mai bine ca în trecut, privind cu gunoiul, deci foarte bine s-a casat cu lumea privată. Frate, s-a fost, nu mă spun, ce zic, o să plătim. Da. Și omul care a plătit, practic, a plătit cu tot anul, m-a plătit și eu, de exemplu, m-am stau, mă iau unul, dar cu tot anul și la revedere. Ăla vine și zice, domnul primar, ce cu fiecare treaba? El are treabă cu omului. Nu are treabă cu adică. Mai interesează. Nu are treabă cu domnul cu sietul la vacă. El are treabă cu primar, știi că a plătat primării. Da. Că dacă avea contract cu mare la Icon, Erica Ilongas, tu vine la mine pentru tine, dacă e bun, tu n-ai contract cu primării. El știe, băi, mie e casa bani, cu notări de costul local. Mie îi simt visi mei cu noi. Așa, nu dai bani înapoi. Dă bani, dă domnul în cap. Eu nu interesează, mie îi se face niciun. Cel care n-a plătit, că în fața mea acolo, ar o să vină să zic, că sunt băi, comentezi. Că mă, dar nu zici nimic. Poveste, deci este foarte delicată. Dacă se exclude Comăneștiul, ei vor fi pus la disciplinătăți, la disciplinătăți, ei vor da judecată, e posibil să câștigi, sau e posibil să nu câștigi, v-a zis, decizia aparține la vaccin instanță de judecată, dacă nu semnează, adică nu semnează contractul cu Ecosudul, dă-l mai, unde duci cu noi, iar așa, dacă eram în locul lor, nu știu cum procesau ei. De-aia v-am zis, să nu facem politică. Deci nu fac, în coartă vă repet, nu facem politică. Că am fost sunat, nu facem politică. Nu facem abstracții. Azi că suntem, știu, membri unui partid politic al lui. Deci nu facem politică. Deci trebuie să o gândim în interesul comunității noastre și o tărâri loc. Acum nu știu ce să judez dacă mă uitați cu o tărâri. Dacă s-a mai până acum, dar azi mă impas, era ținut ședință la Târgu Frotuș, tot la Sfântul Consiliu Local pe tema asta, au început să se pasă cu cele de a, știți că Dărmăriștiul a avut aceeași poveste, dar el era ceva, nu vrea să plătească tanta care i s-a apropat cu oraș și așa mai departe. Și într-adevăr a fost un pic stimulat să dați câteva motivul de tot țărării și au zis, a dat băieți bani. A bani ceva funcționează. Dărmăriștiul, Mâinești, a început să dea de bani că ce se întâmplă? Vă spun cum a fost calculat. Cine a calculat lucrul ăsta, nu știu dacă a avut interes sau nu. Sau nu știu. Poate a avut sau nu a avut, dar eu zic că nu a avut. Ei au calculat cu cartea asta de salubritate. Aici vine în ajutorul, știți sau cu ei vin, în ajutorul celor de la țară. La comunități. Ei cam cocoșează băiat la oraș. Unii 10 lei o persoană și la noi au fost venit 70, 40, 40. Deci a venit în ajutorul nostru, celor de la țară. În toată chestiunea asta de taxă, la grămadă, cum s-ar spune. Pentru oraș o taxă, pentru municipiu o taxă, pentru contractul o taxă. Acum vă spun și gradul sărăciei este mai la mediul rural decât în mediul urban. Acum vă iau și vă fac o lucru foarte simplu. Dacă la țară, majoritatea pensionarilor sunt cei cu pensii CAP, care este foarte mic, cum mă știu de-o, 50 de lei pensia, și asta, ce sunt de lei fără? 520 lei pensii CAP. La oraș sunt prea avea pensionari de gen. Vă ia cu pensionar, fiindcă vă ajută populația, v-ați pensionat. Populația activă e plecată în afară, în țară, de mașină, foarte puțin, sunt bugetare și mai sunt serviciile și în comerț. La noi, la unii, băieți, e hipocrit. Cu mic, la graziat, știți, tot mai nimic.
De-aia zic. Și atunci la oraș au fost datele mari, adică dacă au primit niște cheltuieli, pe cât la țară. Cu toate, și la noi a văzut că acest procent va crește anual. Eu știu, până 2020 ceva, se va ajunge. Și aici, pe deci. Nu trebuie mai pus eu acum, că la timp aveam somn, la domnul Matrizi, că m-am uitat la o emisiune cu la domnul Șupaiu, la Bacău, cu domnul Miron și cu pe telefon cu domnul Țetu. Și fiecare își spunea cum se vede. Da, știți cum, fiecare își trage iar la oala lui, cum s-a zis. Și m-am uitat și era la oala lui și mă gândeam, ce vom face și noi atunci când va ajunge la decizia dacă așa. Da, n-are un termen, nu pot acum, că e de pensie, da, salariu. Acum, știți cum e? Mă ieși banii atunci, dar vom vedea noi ce vom face cu Iisus, ajunge până atunci. Mă ieși așa, vedeți, mă ieși, dar ce vom face cum? Deci tot timpul spunem ce vom face acum, ce vom face atunci, vom vedea. Atunci va fi, va crește pensie, ce spuneți, doamna? Vă crește salariul, sau cine știe, poate dispare, rompere, se pot întâmpla multe. Chiar să știți că eu cu domnul primar la Seaca și noi am observat firma aia. Deci n-am închis-o. Aia a suspendat activitatea și a rămas suspendat. Prima noastră aia, consiliul. Au consiliul local ca și a pus un mă zbea ca așa. Mașina de băgat în observare, îți pregătiți, că asta e, n-ai ce să faci. Dacă vom ajunge la un impas, tot pe valele avem toate, nu s-a desfinut niciunul. S-au mai dat la unii societăți, ca să cei care e așa, până procedii verbal are noi suntem într-un fel, că i-am zis, primar, nu închidem, nu închidem. Nu vine nevoie să facem altă, o suspendăm, o să fac acolo. Că dacă o suspendă, nu. Nu dai bani, nu. Da. Fiindcă nu poți să știi unde îți va ajunge, fiindcă e foarte greu. Deci, populația este săracă. De-aia v-a spus și cu canalizarea, că domnul Nicuț nu s-a revăzut contra mea. Nu-i contra mea. A spus, doar, cum să faci la canalizare? Uite așa, nu se branșează, proiectul este mare, e 6 milioane, 9 milioane la cașă, da? Că nu o să-mi dă eu, 6 milioane, 9 milioane la cașă, probabil. Nu funcționează stația, depurare. La chemare. Știți ce se întâmplă? Se intră cu bani. Unii repreți se bută bani. Și la 6 milioane, 9 milioane, cred că ne vin din toți. Da. Toată comuna, nu avem, nici nu avem civil. Trebuie un sondaj. Trebuie un sondaj. Nu am făcut, dar acum am făcut. Nu. Înainte, s-a gândit, înainte a face tot treaba asta, am luat semnături la toți în sat. Și au dat semnături. Au semnat de semnătură la adevărat, s-a mers în partea în partea oamenii și au semnat domnul. E semnătura lui. Pe care? Spus, pe care l-a fost dat. Da. Nu, dar mi-a spus la băieții. Nu au spus. Au semnat. Acum haideți să vă spun serios, vă spun cu sau lucru. Dacă vă păstrați documentul dumneavoastră, domnul 10 spre 67, aveți 7 voi, nu e problemă. Ca să semnați și la străini. Au semnat și poate și ei la străini, vine fiul sub domnul. Am vrea și face bani și ăla. Și asta e. Problema e la locuințe, nu sunt modernizate, care nu are bani și are... Da. În fundul grădinii, la ce se bage la fel? Deci nu. Deci nu să... Eu zic că va funcționa la cașă. Mintea mă dumnezeu la cașă. Te dau locul noi, pe aceea stați să nu ai voie. Deci la cașă, în rupte de timp la gază, acum au început. Deci în 4 ani de zile au branșat 120 de gospodării, începând în toamnă. Și până acum o să tăiați. În fiecare zi vin și fac solicitări pentru branșarea la gază. Deci a început un sprijin asta. Vă spune, este foarte scump. Așa a început să... Așa va fi și la canalizare. Va începe timid. La început, cei care au voi și care nu așa vor vă brașa direct, brașa mea, zic un proiect, vă faci la toți, toată lumea. Duce până la poartă fiecare, până la fiecare sunt ea. Așa, dar am emoții cum răstăi acasă. Acolo să nu avem o surpriză, că și vor veni cu deșeuri de la noi la stat. De-aia stația e foarte mare. Da, și cu asta și cu părerea terenului, suntem în faza de perfectare a activ în cadastru. Am vrut primarul Năstrea Cașa și de acord și el să fie jucat în bani la teren, să fim coproprietari și că el a explicat, domnule, suntem și noi și voi. A fi bine și noi ca să fie coproprietari la terenul acolo. Și va fi, va fi stația la comun. Și asta e bine și pentru noi, cum dăm noi toți banii și ne-a ajuns cu eu. La poliță acolo vom fi numai noi, că uite, nu avem pus la poliță. Dar, v-am zis, aici trebuie gândit de aia. Dar, eu știu până se va implementa proiectul ăsta, mai întreb câțiva, numai va fi potrivit a patru ani. Știu, la trebuie, că a durat și.
concluzia cu avizul ce fac ceilalți. Acum a durat să m-am implicat cu salut. De ce nu suntem la vădătate? Avizul proiectului de vădătate. Raport de realizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comunești, consideră că aceasta este necesară și oportună. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 2215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în formă prezentată. Mulțumim! Deci, atunci să trecem în viciu, întrebări, dacă aveți pe urmă de zi, la conflictul de zi. Deci, clar, am văzut ce înseamnă la fundul scavator, ce înseamnă pentru avans, în timp, toate garanții de la fondul de garantare. Dar nu dă ce la va fi, nu dă la fansul, dacă nu ai o scoare de garantie, ceva garantează banii aia, practic. Eu nu am asta. Exact cum am fac și noi, că ce se întâmplă? De exemplu, la lucrări de buget local, dacă faci lucrare cu un pierd, pe vezi, din contract avans, nu poți să dai avansul celor care ai făcut lucrarea, dacă nu te duci cu scoare de garanție bancară. Acolo e așa, te duci la bancă, domnule, eu garantez, banca garantează pentru avansul care îl dai, a fost cazul din țară, când s-a dat avansul și firma a intrat în faliment. Știu cazul la copiii noastră, dar omul mai știu, la unul bază curat. Eu nu prea am practic lucrurile astea cu dat de avans, dar prevede contractul și s-a negociat cu citate așa, să dă avansul, dar cu scoare de garanție bancară. Dar nu la banca BCD, o bancă care garantează avansul la federație. Bă, dar nu știu că dacă ăla a dat fix a doua zi, mi-a zis o frumunește, banca vine și se dă banul apoi, deci nu pierd bani. Și cei la Uniunea Europeană, la Uniunea Europeană, vor așa să facă garanții. La ambele proiecte, cu proiectul de explicare cu ceva mai explicat, din coace la excluderea în Asociația Orașului Comunești, o decizie dumneavoastră. V-am explicat variante. E că am vorbit destul de mult cu subiectul ăsta, s-a înțeles. O dă de dumneavoastră cum credeți. Gândiți-vă că frumos, la o zi în presă, mâine pe mine, presă de aia și am dat că avem nevoie de la unii și pe aici, care s-a făcut de aici. Și îmi dă pe presă că a zis că primarul pe PNL și milioane de PNL la Comunești. Și vă considerea a votat nu, sau s-au obținut. Sau invers că dacă a zis că primarul a zis că la altii, cu bine să PSD-ul. Așa că, mă înțelegi, faceți cum credeți dumneavoastră, de-aia e bine că se televizează, și că știam și direct acum ați dat da? Face cum credeți dumneavoastră. Deci v-am explicat consecințe. Ce va păstri Comăneștiul? Ce se va întâmpla dacă nu să acești un încheie contractul cu Ecosul? Eu nu am văzut, dar am văzut ca părinte de care le-am și vreau să filmă, să vreau să filmă. Proiecte de investiții, că aici e delicat de cuvintea. Și nu vreau... E urgent votul ăsta sau? Cam este sau cum credeți dumneavoastră. În cauza că, vă spun, eu mă abțin că de ce s-a primit telefon. Și a zis, ori nu o luați politic. Și într-o parte și nu fac politic. Nu l-am spus dumneavoastră. Mie. Ce spune? Primarul ca și cu care inițiază proiectul, îi influențează să vin și zic, da, frate, votăm așa, mă, că așa e bine. Exact cum susțin proiectul de investiții. Și dar de fapt nu știu, băi, bine să faci asfaltarea, de ce e bine? Bine să faci asfaltarea, e bine. Dar aici, cum e bine? Ați văzut poziția Comăneștiului, ce spune ei? Ați văzut poziția avisului, cum s-a pus avisul, ca și noi am aprobat la nostru. Și noi am dat lucrări după Consiliul Local. Când am aprobat și pentru Sarcii, cu Lucretul, dar totul. Am dat lucrări după Consiliul Local și pentru... Fac contract cu Consiliul Local. Da? A zis că nu, când nu a dat 32, da? A zis că mă uit un pic încă o dată, a zis că nu a dat 32. Clară, treaba. Care ar fi chestia?
Nu, la discuția vin cu proiectele. Ne abțin. Și mai aștept. Deci, da. Dar care e termenul limite care e termenul? Păi tu mai abținem. Mai abținem și să vedem, mai documentăm. Mai facem și să acum ai făcut ca un pășunel. Stai la vintură. Că a fost și să mă așteptăm de două ore ca să tăiem o dată. Eu o să spun cu doamna secretar cu cineva, cu cine care zice că nu poate cum mă niște cu tărârea.
Ce spune ex-bazca Băncar? Cum cu oată la din, domnule, tu care ești bani? Și mai faci poședință. Și în ședința următoare... Oricum, 90% vorba doamnelor, când ești cu avisul. Odată ce te-ai înscris aici, ești din partea comună și unul s-a retras din 90 când sunt și unul s-a retras. N-ai cum să nu mergi cu majoritatea, mergi cu unul care face o ieșință. E clar. De ei depinzi, de ei trebuie să mergi în continuare. Eu vă mai nu cu altul, dar nu vreau, nu vreau să fie pensionari sau... Sau dacă ține situația lui, da. Eu zic că nu neapărat, dar... A, bine, se poate, mă. Poate, nu mă mână. Se poate abține asta și ne facem o ședință, o ședință și calificări. Ne facem o ședință până în practicoare sau până în timp ne facem cu oră. Și o să fie o tărere dată. Da. Capă de țară. Și-o mai așez o să... Nu știu că ești abotat și în alții. Nu știu că ești abotat și în alții. Nu știu că ești abotat și în alții. Nu dar trebuie să ne gândim, poate mă repet, dacă într-adevăr ceea ce spun cei de la antrii spun e adevărat. De cine are dreptate? Dacă e adevărat ce a spus și nu se poate cuestiona cu la fac, faci contractul, nu e bine. Deci nu e bine. Așa, dacă zic eu cum ești la fie exclus, e bună în cazul, nu e cazul. Ori câștiga instanțul, ori câștiga instanțul. Dar nici așa nu e bine dacă în mai este timp că la mine sunt și bunul orat. Vine care arată pentru, nu-i interesează. Și te întreabă domnul primar, ia să te mândi cu noi după mândi. Părți, nu duci nicăieri. Deci, lucrătății care au probleme, au fost amendate. Asta cu amendă. N-au plătit așa, luăm prestul. Sunt obligați să plănești să iei bunuri, dar să scade scadența. Deci, nu te zici prea plătit, nu mai vii să iei bunuri. Da, eu lucrez de început. Dar scade scadența. Și când o să vii în fiecare săptămână, îți vine invața la 2 săptămâni sau 4 luni. Și atunci, când vine cât comună îți ia. Sau nu mai știu. Câte comune sunt în adisos? Nu, deci fac lucrătății. Ce să mai? Dacă depinde de ei, ce să mai? Și dacă Gomănești o să dea judecat, oricum se va bloca pe ei. Contractul. Iar ei. Deci, cum o dai? Și cum dacă la Udărești vă simt local, să dăm Gomănești administrativ. Și te nu spune. La Gomănești nu, cu tine. Deci, continuând la Gomănești, o să spune, dacă ai decis la azi, ai depus, îndepinarea de chemare judecată, în sună viitoare aici, zic o sună aceeași lucru. Deci, la Codeciu, merg termin foarte greu. Merg la 4 procese, spun și la fel în zi. Termin, dar la Codeciu, asta e imediat. Suntem între Ciocan și Nicoba. E că sunt jucă la aristată de Codeciu, dar e separat. Ce am zis și din așa. Ceagă, nu e vreo. În multe procese, cu 4 și... Sunt de rogă. Atunci, ce am că a fost făcut rău de la început contractul ăsta. Bine, se și a adus și unul la... Nu comentez, mă spun, nu comentez. A fost făcut cum a fost făcut. La noi s-a aprobat, cum s-a aprobat, s-a trimis pachetul așa. Da, înțeles. Când doamna secretar sau altul i-a fost bine să studiască un moment de pachetul ăla, care l-a studiat, l-au făcut. Și cam așa s-a părut chestia la plumă, că problema. Ați văzut tot la această ședință, formulea de-a 4, așa? Da. Te-a așa? Aia este doar documentați. Dacă te-am văzut, ești amestit la... Ești amestit. Ești aia vă zic. Contractul ăsta cu adis, cât valabilitate are? E să vrea să nu la început. La început. Să vrea să nu la început. Pentru că în timpul fiecare bun poate ajunge în situația... Păi aia spune, aia v-a zis ca să fim corecți. Doamne ferești și fiecare lucrare. Poate nu poate să nu o scoate de genul. Și atunci scrie ei în informațiuni, aia trebuie să iei și bani înapoi. Nu-i mită. Acum, știți cum e? Acum mă știu niște lucruri la unii ședințe care am participat la toți. Sunt și niște cuii scos între ei. De anumiți oameni politici. Am văzut niște chestii. Nu a... Da. Dar sunt. Asta e adevărat. Suntem liberi și vorbim orice. Deci sunt. Poate fi un pic plecat de aici, poate, într-adevăr, și cum am văzut proiectul cu Mănești, cu
Valea Muntra lui este mai viabil decât Răsălan, dar acum noi se facem foarte grămadă să facem. Ei deja s-au dus pe ocolite la, la preț. Atunci, dacă ar avea fiecare posibilitate să-i lase partii să... Acum, cum ați și noi la faci, nu închideam în costelul. Și ei da. Cu ăștia și nu dădeam lor. Noi mergem în costelul, facem da. Un car, transfer un fond de repriză undeva pentru care și aia, și transportăm noi până la Bacău și... Rămânea cu taxa 2,50 de persoană, mai mult de cele familii, că era o taxă... Mult. Eu vă spun cu toate lucrurile, globalizarea asta cum ar veni, regionalizarea asta pe serviciu, eu nu vă pui cu niciodată. Și nu funcționează toate statele europene. Să fie un singur operator, 4, 1 pe canal, că asta să le pune, unde noi concurenți. Să le pune mă și ești, vrei, nu vrei, așa e, când am posibilitatea de a alegi, în 10, păi asta e economia să fie asupra. Eu am putut, am 10 operatori pe la apă sau pe canal în... Asta e capitalism. Sau... Nu știu. E o formă urâtă a capitalism. Vreau să fie libertate, să fie mai mult. Și la E.ON. La apă și este un act, distribuția E.ON. Așa au venit, au pus mâna și mai departe. Acum văd că mă sunt dat unii firme care vin. Dar? Iar nu e nevoie. Aia se cumplit de mic. Dar patrimoniul este E.ON. Cine face intervenția cu X, dacă e Israel, e prins? E.ON. Eu nu sunt dicat la sub, dar să știu că nu pierdesc. Ia stai tu 3 zile acolo, iar acum ai cer, ai centrat, fiind ești în casă. Da. Până ce-o faci, da? Cu toate că și-au contract. Da, domnule, am avut, ești justific, am avut intervenții în altă parte, că pot zice că ați izolat, zice, nu ai să-ți faci, să-ți faci. Atunci, iar nu-i vreme. Nu așa au distribuit. Atunci, când s-a făcut asta, s-a făcut statul. Trebuia să rămân rețelul ea statului român și te dau la distribuția cu toate citate. Și vinea distribuție și soroiul, și prin placă și coman, toți îi puteam cu ei poliția aia. Ceea ce va fi asta. Firma de intervenție fiind asta, lua bani de la ăștia care îi distribuia curent. Da? Atunci a mergea altfel. Eu mă duceam la soroiul greu ieftin sau soroiul a scumpit curentul, mă duceam la altul. Și adică și asta era genul cetățean. Dar s-a făcut... E dacă și cu apa și canalul și cu gunoi la fel. Dacă aveai cu diversi. El nu te ducea și tu unii la asta. Dar în 2014 se care ceva. Nu, îți vreau să ne spui în 2014. Care vine, nu care vine, 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 care mai avem ceva de apucat? Mai aveți? Sau mai punct, și da? Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Sunteți de acord? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru dotarea unui grădin în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Caș în județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii scrisorii de garanție din partea FNG CIMMM pentru obținerea avansului pentru investiția dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Caș în județul Bacău. În punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru achiziție bulldozer excavator pentru primăria Cașin, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea PNG MM pentru obținerea avansului la investiția achiziției bulldozer excavator pentru primăria Cașin, județul Bacău. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea discuției din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru stabilizarea Bacău orașului Comun Pești. Eu votez. Și pentru două voturi. Deci la proiectul de 3 pentru 4. 3. 3 pentru cum? 3 că e roșu și cu 4. Abține. Și cu 7. Abține. Bun, și 7 abține. Acum,
Vă spun, o spune faimă ședință până în 3 martie, de exemplu, mai și lucruri, în nou județ, ce fac o ședință? Mă cerem și care zică, și după aceea și la așa. Avem care zică, e... Suntem și ne-am plecat. Da. Da. Păi, da, știu. Și care lucrez la Pământești, mă cer la Pământești. Acum, ați văzut dumneavoastră cum și cu aprobările astea, dacă ei vor atăca o tărâmă să locală în instanță Pământești, nu îi plătează. O ce trebuie să îi plătează. Prima fiile are obligația de a atăca la prefect. Asta e procedura. La prefect, la Pământești, la prefect. Da, cu plângea pe la prefect, se acolo merge din instanță. Și instanță se pune demnul, cum demnul astea la potențiul să se bagi mai... Nu cred că poate vorbea atâtea comunii 90 pentru unul până când se hotărăște la acest. Da, vom vedea ce va fi și vom vedea și noi. Și prefectul politic acolo, ei forțează ce să stăm cu unul în fața forței ce trebuie. Stai. Mai stai și pe ea. Poți și orașe. Nu, mai să nu-i fiind. Adică, nu, cu Dărmăneștiu a fost cu ei în nu s-au fost lucrurile și au rămas la timp și punctul ăla. Deci, Comăneștiu, noi. Cred că și aici, la Comăneștiu, va rămâne. Să-l rog. Așa și mai explodează în urmă. Deci, fiind și noi foarte atent. Vă zis că se poate întâmpla și noi oricând. Și atunci, ca să... Da. Mulțumim frumos.